Lucian Boncu, organizatorul primului congres național al interlopilor, a fost trădat de frați chiar în momentul în care acesta avea mai multă nevoie de ei. Trădare grea în lumea interlopă. Lucian Boncu, stăpânul Timișoarei, a fost abandonat de frații pe care îi chemase să depună mărturie într-un proces în care e judecat pentru trafic de droguri și constituirea unui grup infracțional organizat. Boncu este omul care, anul trecut, a organizat primul congres național la care au luat parte capii lumii interlope din toată România. Locotenenții lui Boncu nu au vrut să depună mărturie pentru acesta. Interlopul riscă ani grei de închisoare. Lucian Boncu, interlopul care și-a început activitatea lucrând ca bodyguard la clubul pe care l-a deținut primul soț al Brigitte Sfăt la Timișoara, și-a pus ultimele speranțe că va scăpa fără o condamnare lungă cu executare în câțiva oameni pe care îi considera frați. El i-a chemat să depună mărturie în favoarea lui pe Sasha M., Daniel G., Alin H., zis Oiță, locotenentul lui Boncu, Michele B. Cinci și Vasile a dintre aceștia, doar ultimul a venit să depună mărturie pentru Boncu, conform Presa Alert. Primii doi au trimis o hârtie identică prin care notifica instanța că sunt cercetați dintr-un alt dosar de ICOT și o eventuală mărturie în acest caz i-ar putea înfunda în celălalt. Lucian Boncu a devenit cunoscut la nivel național după ce, anul trecut, a organizat un adevărat congres al capilor lumii interlope din România. Boncu i-a chemat pentru a le vorbi despre un investitor polonez care vrea să cumpere toate cazinourile importante din România și are nevoie de protecție. Interlopii urmau să se asigure că nimeni nu strică afacerea polonezului. Ulterior, el și-a câștigat faima după ce a încercat să pună la cale asasinarea unui jurnalist incomod. Boncu a strâns 50 de interlopi din toată România. Stenograme, Lucian Boncu, avem multe cunoștințe. Putin prieten si frati Caius Flavius Ciorei, ai fost, ai vorbit cu asta. Lucian Boncu, cu Costel. Caius Flavius Ciorei, cu Costel, Costel Corduneanu, nota de ICOT, Lucian Boncu, cu Costel si cu Flavius. Caius Flavius Ciorei, si o fost si spac. Lucian Boncu, o fost si spac. Cu Adi Tamplaru. Vrei să zic ceva? Scriul pe noi calare. De la Rad. Zi, Ala. Metal.com, Alin, Alin Iovanut, nota de ICOT. Lucian Lazar, Ala Esmardoi. Caius Flavius Ciorei, cine? Lucian Lazar, Freda.